Afirmațiile lui Trump, făcute la postul american de televiziune CNN, survin în contextul în care Rusia a anunțat miercuri că aviația sa a început să efectueze atacuri în Siria împotriva grupării jihadiste Statul Islamic. Trump a spus că această intervenție ar putea fi benefică dacă Rusia vrea să atace și să zdrobească ISIS și, poate, să stabilizeze această mare migrație cu 200.000 de persoane care ajung în Statele Unite. Aceasta s-ar putea dovedi un lucru bun, a declarat Trump. Secretarul american de stat John Kerry a anunțat pe 20 septembrie că Statele Unite ar urma să primească 85.000 de refugiați în 2016, dintre care 10.000 de sirieni, apoi 100.000 în 2017, ceea ce ar însemna aproape 200.000 în 2 ani. Dacă voi câștiga, aceste 200.000 de persoane, ele trebuie să știe, iar lumea trebuie să audă, vor pleca înapoi în țările lor, a spus Trump. Nu vom accepta 200.000 de persoane, a adăugat el, invocând riscul ca unii dintre refugiați să facă parte din gruparea Statul Islamic. Nu avem nicio idee cine sunt ei, a adăugat Trump.